seara și bun găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint știrile GDS. Un bărbat a fost pulberat aseară de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Revenim cu mai multe informații, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Un flaș netar va deveni una dintre emblemele centrului vechi al Craiovei. Un liceu dintr-o comună doljeană rivalizează ca dotări cu unități de învățământ din Occident. Asocierea municipiului Craiova cu firma care organizează Orășelul Copiilor și spectacolul de Revelion a fost prilejul unei noi discuții, de data aceasta într-o conferință a PNL Dolj. Un bărbat de 73 de ani a fost rănit aseară în urma unui accident de circulație produs pe strada George Enescu din Craiova, în zona cimitirului Sineasca. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al județului Dolj, bătrânul traversa strada regulamentar pe trecerea de pietoni, în momentul în care a fost lovit de un autoturism marca Opel. Mașina era condusă de un doljean de 20 de ani din comuna Malu Mare, care circula dinspre Craiovița Nouă către centru. Bărbatul rănit a fost transportat la Spitalul de Urgență din Craiova pentru îngrijiri medicale. Polițiștii de la rutieră fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În cadrul unui proiect cu fonduri europene vor fi amplasate în 2015 în centrul vechi al Craiovei 5 statui, una în piațeta Femina și 4 în piața Buzești. Acestea vor reda personaje din perioada la Belle Époque, vor fi din bronz în mărime naturală și iluminate de proiectoare încastrate în sol. Una dintre statui reprezintă un flaș netar și îi aparține artistului plastic Dan Nica. La prima licitație organizată de Primăria Craiova pentru statuile din centrul vechi, care vor reprezenta personaje din perioada la Belle Époque, Dan Nica nici nu a participat, deoarece a aflat cu întârziere. Apoi, la cea de-a doua s-a înscris doar cu un singur proiect, deși ar fi putut prezenta mai multe. Dar cu singura sa lucrare a obținut cel mai mare punctaj dintre toți participanții. Artistul plastic ne-a povestit cum i-a venit ideea să creeze un flaș netar. Odată cu aflarea temei am început să caut să fac o documentare pe net. Am observat că în epoca respectivă erau prezenți flaș netarii și am zis să realizez un astfel de personaj, mă rog, cu toate accesoriile de rigoare. A fost o provocare să transform un personaj într-un modelaj, adică să fie și nu numai o imitare a unei persoane reale și să aibă și, să zicem, caracter de sculptură, adică tot ce înseamnă patină, modelaj și tușă. Deci flaș netarul a fost câștigător înainte de celorlalte 5 statui ale altor 5. Da, cred că tema a plăcut. Și, mă rog, am discutat și cu rude mai în vârstă din familie și aminteau. Chiar existau pe vremuri astfel de personaje. Avea o pasăre, pasărea alegea niște bilete cu mesaje amuzante. Statuia a fost făcută din gips, apoi urmează să fie turnată în bronz și apoi, în 2015, va ajunge în centrul vechi. Pentru Dan Nica, flașnetarul a fost o adevărată provocare. În primul rând a fost o provocare tehnică. Mă rog, am lucrat așa ceva în facultate, după aceea nu prea am avut ocazia să mai modelez la mărime naturală și atunci e destul de dificil. Proporții, poziție, echilibru, exact ca în cazul unui personaj real. Pentru proiectele mai mari, cum a fost statuia pentru centrul vechi al Craiovei, un prieten binevoitor i-a pus la dispoziție, timp de o lună, propriul spațiu. Un liceu dintr-o comună doljeană rivalizează ca dotări cu unități de învățământ din Occident. Cei care vin să învețe o meserie la Liceul Tehnologic din comuna Călăraș au la dispoziție, în laboratoare, tehnologie de ultimă generație. Aici au fost făcute investiții prin programul FARE, în valoare de peste 700.000 de euro. Elevii învață să facă produse de panificație, dar și pizza.
Complexul de laboratoare și ateliere din cadrul Liceului Tehnologic Petre Baniță Călăraș este unul dintre cele mai bine dotate din țară. Cei care vin aici să învețe o meserie în domeniul morăritului și panificației au la dispoziție malaxoare, cernătoare, mașini de modelat, dospitoare și cuptoare de ultimă generație. Toate au fost realizate cu fonduri europene prin programul FARE. Aproximativ 760.000 de euro au costat toate echipamentele pe care le folosesc elevii din această comună doljoană cu 7.000 de locuitori. Știți și noastră că orice părinte tinde să-și ducă elevul întâi spre teoretic. E, în momentul în care ajung la noi în școală și văd dotarea, chiar rămân uimit. Elevii noștri sunt încântați când vin și își desfășoară aici activitățile pentru atingerea competențelor profesionale. Bineînțeles că nu poți să predai o făină de calitate dacă nu știi înainte calitățile grâului și de aceea noi venim și identificăm aici indicii de calitate ai grâului, cum ar fi masa hectolitrică, MMB-ul, conținutul în umiditate. Valoarea totală a proiectului este de 760.000 de euro, din care 197.000 de euro realizarea construcției, 168.000 de euro dotarea cu echipamente de bază pe specializările, așa cum am amintit, industria alimentară, comerț și servicii, și 350 de euro dotarea cu echipamente specializate. Ne aflăm în laboratorul în atelierul de panificație. Este o întreagă linie tehnologică pentru obținerea produselor de patiserie. Dacă vă uitați de la malaxor, cernătoarele, deci normal cernătoarele de făină, malaxorul, cele trei mașini de modelat, baghete și chifle, dospitorul și cele două cuptoare, cuptorul unde obținem produsele de panificație și un cuptor de dimensiuni mai mic pentru obținerea pizzei. La finalul școlii, da, ei obțin un certificat de competențe profesionale care se desfășoară în unitatea noastră de învățământ. Conducerea liceului nu vrea să se oprească aici cu modernizarea laboratoarelor. Următorul pas este un proiect pe reabilitare cabinete de mecanică, ateliere de mecanică și agricultură, că în zona rurală este necesar. Înțeleg că le aveți la acest moment, dar ele trebuie îmbunătățite. Da, îmbunătățite, ca și construcție există. Avem și dotare minimă cu care putem să ne desfășurăm activitățile pentru atingerea competențelor profesionale, dar vrem mai mult. La liceul Petre Baniță din Călăraș, cei 488 de elevi înscriși la cursuri învață și cum să devină buni comercianți. Conducerea le-a amenajat mini-magazine unde învață cum să prezinte și să vândă articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și produse cosmetice. Asocierea municipiului Craiova cu firma care organizează Orășelul Copiilor și spectacolul de Revelion din acest an a fost prilejul unei noi discuții, de data aceasta într-o conferință a PNL Dolj. Consilierul Marian Vasile a spus că, deși a solicitat în plen informații cu privire la cine va plăti utilitățile firmei respective, nu a primit niciun răspuns. Compania are sediul într-un apartament din Buzău și a fost înființată de câteva luni, iar administratorul ei susține că e o tradiție ca de trei generații să se organizeze bălciuri și parcuri de distracție în familia sa. Consilierii locali au votat joia trecută asocierea dintre Primăria Craiova cu firma Pink Park SRL din Buzău pentru organizarea Orășelului Copiilor și a spectacolului din seara de Revelion. Asocierea isca discuții în plen când consilierii din opoziție s-au plâns cu privire la faptul că nu a fost organizată o licitație pentru aceste servicii ca să se facă o selecție mai bună a firmelor, dar și cu privire la amplasamentul Orășelului. În vecinătatea unui șantier, consilierul local Marian Vasile a acuzat ieri într-o conferință de presă organizată de PNL Craiova modul deficitar în care a fost organizat Orășelul Copiilor. O firmă înființată acum câteva luni de zile la Buzău a făcut o adresă către Primăria Craiova cu câteva rânduri prin care a solicitat această asociere, promițând că va sponsoriza un concert de Revelion cu 16.000 de euro și dând și să beneficieze de tot acel spațiu de pe esplanadă timp de o lună și jumătate. Am cerut în ședința de Consiliu să vedem și noi capacitatea tehnică a acestei firme, capacitatea financiară a acestei firme, echipamentele cu care vor veni. Nu, efectiv mașina de vot PSD din Consiliul Local a funcționat, nici nu s-a încheiat bine ședința, că a doua zi dimineața deja se montau echipamentele. Eu am solicitat atât la comisii cât și în cadrul ședinței Consiliu să vedem cine plătește curentul pentru o lună și jumătate la toate cele echipamente. Am solicitat să aflu cine plătește gunoiul. Vă dați seama, fiind foarte mulți agenți comerciali pe esplanadă, o lună jumătate se produc câteva
mulți metri cubi de gunoi. Adică a fost o chestie mult prea pe genunchi, așa, nu a fost nici de cum un lucru bine făcut. Consilierul spune că la Craiova copiii merită mult mai mult decât li se oferă. Suntem în 2014, cred că orașul nostru și copiii noștri craioveni au nevoie de un oroșel al copiilor, cel puțin la nivelul anilor 2010 de la Disneyland sau din alte parcuri de distracții din Europa. Firma Secheping Park SRL a fost înființată acum aproximativ 7 luni, fiind înregistrată la Registrul Comerțului din data de 29 mai. Aceasta are ca obiect de activitate bălciuri și parcuri de distracții și are sediul într-un apartament din Buzău. Firma a făcut o adresă primăriei Craiova în data de 5 noiembrie, iar la aceeași dată adresa a și fost înregistrată la sediul municipalității. Propunerea administratorului societății a fost ca primăria să-i ofere cu titlul gratuit esplanada Teatrului Național Marin Sorescu, iar firma să organizeze orășelul copiilor, ocupându-se în același timp și de concert extraordinar de Revelion 2015, pe care urmează să-l financeze cu 16.000 de euro, fără a implica primăria cu vreun cost. Primăria, la rândul ei, are obligația de a asigura racordarea la surse de energie electrică și de a se asigura că cele două evenimente se vor desfășura în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare. Practic, singurul cost suportat de firmă este cel al organizării spectacolului de Revelion, în timp ce primăria vine cu plata utilităților și cu spațiul pus la dispoziție cu titlu gratuit. Contactat de Gazeta de Sud, administratorul firmei, Adrian Prunaru, a explicat istoricul organizării de bălciuri de către familia sa, însă a refuzat să spună în ce alte firme a mai fost implicat. Este a treia generație care se ocupă de așa ceva. Chiar dinaintea de Revoluție, familia noastră s-a ocupat de aceste activități. Eu sunt unic asociat, dar am mai fost asociat și la alte firme, însă nu văd la ce v-ar folosi numele firmelor din trecut. Mie, orășelul copiilor din Craiova, mi se pare cel mai frumos oraș făcut în ultimii 20 de ani. Cât privește noaptea de Revelion, nu noi alegem artiștii. Primăria Craiova spune cine vrea să vină. Noi luăm legătura cu firmele de impresariat ale artiștilor respectivi, iar pentru noaptea de Revelion punem la dispoziție 16.000 de euro. Utilitățile sunt plătite de primărie, a încheiat Prunaru. Traducătorul literar nu este nici apreciat așa cum trebuie și nici bine plătit. Totuși, la Centrul de Cercetare în domeniul traducerii și terminologiei din cadrul Universității din Craiova, activitatea nu a fost întreruptă de la înființare, adică de mai bine de 15 ani. Traducerile sunt realizate de profesori români și străini și sunt de mare valoare. Centrul de cercetare în domeniul traducerii și terminologiei și-a făcut astăzi bilanțul activității pentru anul 2014. Una dintre cele mai importante realizări o reprezintă programul de traducere pentru textele Comisiei Europene. O atenție deosebită a fost acordată poeziei și mai ales prozei. Au fost lansate 3 volume de traduceri realizate de membrii centrului: A Pathway to Legal English de Titela Vâlceanu, Terre Infiniti de Filippo Salvatore și, nu în ultimul rând, Poeme în proză de Ștefan Petică, o operă care a apărut la editura Aius în ediție poliglotă. Pentru realizarea unei traduceri adecvate au depus eforturi specialiști din țară, dar și din străinătate. Pentru varianta în engleză, domnul Sorin Cazacu și Tielen Chase, pentru varianta în franceză, doamna Valentina Rădulescu și doamna Monica Iovănescu, pentru cea în italiană, eu și colegul nostru de la Universitatea din Torino, Roberto Merlo, pentru varianta în spaniolă, Oana Duță, membră și a centrului, și fostul nostru lector de spaniolă, Feliciano Suarez, iar pentru germană, Bogdana Crivăț, Emilia Ștefan, Roxana Ilie și fosta noastră colegă, doamna profesoară Rosenstein. Centrul de cercetare în domeniul traducerii și terminologiei de la Universitatea din Craiova nu și-a întrerupt activitatea încă de la înființare, din 1999, în condițiile în care, pentru traducătorul literar, viața nu este tocmai roz în România. Din păcate, traducătorul literar nu a avut și încă nu are o soartă prea bună și orizontul nu îl văd foarte luminos, pentru că nu este foarte bine plătit, nu, munca lui nu este încă pe deplin recunoscută, dar sperăm că în anii următori asociațiile profesioniste vor face mai multe pentru aceasta și editurile. Chiar și așa, în ultimii ani, tot mai mulți tineri se îndreaptă spre domeniul traducerii și al interpretării, la Universitatea din Craiova, în special către limba italiană. Copiii de la Școala Specială Sfântul Mina au sărbătorit Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități prin muzică, au primit în vizită o orchestră de suflători britanici, așa că micuții au făcut cunoștință cu mai multe instrumente și au ascultat muzică de calitate. Totul s-a petrecut în cadrul proiectului Filarmonica Merge la Școală.
programul de educație muzicală Filarmonica merge la școală a demarat acum 2 ani și este un demers al Filarmonicii Oltenia Craiova. De-a lungul timpului, copiii au putut asculta și discuta cu muzicieni români, dar și străini. Aseară, la școala specială Sfântul Mina, a poposit orchestra de suflători Filarmonia Britanica. Pentru că orchestra de suflători Filarmonia Britanica și-a oferit disponibilitatea de a merge cu noi la școală, am hotărât să venim astăzi la școala Sfântul Mina. Într-o zi specială, pentru că este ziua persoanelor cu nevoi speciale. Ați mai mers la învățământ? Astăzi da. Am mai fost la școala particulară Etos. Au făcut bucuria de a fi noi gazde la Filarmonia Britania, la noi acasă. Cum au reacționat copiii și când le-ați spus despre această manifestare de astăzi? Așteaptă cu nerăbdare. După cum vedeți, sunt extrem de tăcuți. Nu știu ce se întâmplă, n-am fost până acum la un asemenea concert, am fost la piese de teatru, am fost la alte evenimente, dar nu cu instrumente muzicale. Noi vom cânta, de fapt, la Filarmonica Oltenia în cadrul festivalului Craiova Muzicală. A fost însă o plăcere să mergem în școlile din oraș, să cântăm pentru copii și să le oferim posibilitatea de a asculta muzica noastră. Nici copiii nu s-au lăsat mai prejos și le-au arătat artiștilor străini cum se joacă o horă românească. Acum a venit timpul să vă prezentăm informațiile meteorologice. Vremea se menține în parametrii normali pentru această perioadă. La noapte, temperaturile nu vor coborî în Oltenia sub 0 grade Celsius. Vom avea 1 grad la Caracal și Craiova, 2 la Calafat, Cetate, Slatina, Drăgășan, Filiaș și Corabia și chiar 3 grade la Drobeta, Râmnicu, Vâlcea și Târgu Jiu. Mâine, ploile vor continua să cadă aproape pe tot parcursul zilei în întreaga regiune, dar temperaturile maxime ale zilei se vor situa la orele amiezii chiar peste cele înregistrate astăzi. Doar la Caracal și Craiova vom avea maxime de 2, respectiv 3 grade, în timp ce în restul localităților Olteniei, mercurul din termometre se va situa între 4 și 6 grade Celsius. Știrile GDS se încheie aici. Urmează imediat informațiile din sport, iar de la ora 19:30, jurnalul regional. Pe curând!